Este pericol de inundații în Timiș. Autoritățile au emis avertizare RoAlert în zona vizată de codul roșu emis de hidrologi. Se ia în calcul acum evacuarea oamenilor, unde apa a ajuns la câțiva metri de case. În același timp, trei trenuri sunt blocate în acest moment între Petroșani și Crivadia, acolo unde mai mulți copaci au căzut peste linia de cale ferată. Suntem în direct cu Andreea Borboros. Andreea, bună dimineața! Ce se întâmplă acum? Ce informații ai? Bună dimineața, Ana, bună dimineața tuturor. Iată că vremea a început să facă deja probleme aici în localitatea Balinț din județul Timiș, râul Bega aproape că ajunge la locuințele oamenilor. Vorbim de câțiva metri. Important de spus este faptul că în această dimineață, în urmă cu foarte puțin timp, a fost emisă o avertizare RoAlert, astfel încât oamenii să se îndepărteze de locurile cu pericol. Cei de aici sunt în alert. Asta pentru că locuitorii au ieșit, iată, încă de la primele ore ale dimineții să vadă cât de mult a crescut Bega. Aici a fost depășită cota de atenție, dar și în localitatea învecinată, în Făget, acolo unde pompierii la această oră muncesc pentru a evacua apa din 5 gospodării din comuna Răchita și una din orașul Făget. De altfel, vremea din ultima perioadă și ninsoarea și ploaia de azi noapte a inundat drumul județean 608, cel care face legătura între Cladova și Dubești. Există probleme din cauza vremii și în Hunedoara, acolo unde pe tronsonul de cale ferată Petroșan-Crivadia traficul e blocat după ce în cursul nopții mai mulți arbori au căzut pe linia de contact. Din fericire, trenurile nu au fost avariate, acestea staționând în acest moment. Vorbim de un tren care staționează la Petroșani, unul la Banita și unul la Barul Mare. Angajații CFR-ului intervin la această oră pentru degajarea linii ferate. Probleme din cauza vremii s-au înregistrat și în județul Caraseverin, pe râul Pogăni, râul Bistra, râul Vornic și râul Nera, acolo unde meteorologii au emis o alertă de inundații. În Timiș urmează în foarte scurt timp să se întrunească Comitetul pentru Situații de Urgență, astfel încât să poată fi luate măsurile care se impun de îndată, pentru că vă reamintesc că județul Timiș, râul Bega, se află sub avertizare de cod roșu până astăzi la ora 16. Vorbim de cantități mari de apă care se pot răvărsa și pot ajunge în gospodăriile oamenilor. Andreea, mulțumim foarte mult. Discutăm în continuare despre situația de acolo cu domnul Mihai Ritivoiu. Domnia sa este prefectul județului Timiș. Bună dimineața, domnule Mihai Ritivoiu. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la știrile dimineții. Bună dimineața! Ce informații aveți? Care este situația oamenilor? Ce măsuri aveți de gând să luați pentru a-i ajuta pe localnici afectați de inundații? Până în acest moment, codul roșu este estimat a dura până la ora 16. Zona este Făget-Lugoj. Avem două echipe de sprijin de la ISU Arad și ISU Hunedoara solicitate și care au dat curs solicitării noastre, fiecare cu două motopompe, asta în stand-by. Până acum a fost nevoit să evacuăm 5 gospodării, să emitem un mesaj RoAlert către locuitorii din zone cu recomandările normale pentru acest gen de situații, să nu se deplaseze cu autoturismul în zona inundată, să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite evacuarea apei, să sună la 112 dacă este cazul, iar la ora 8:45 am convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Suntem în dispozitiv cu echipele ISU și sistemului de gospodărire a apelor și așteptăm să vedem cum evoluează situația. În această ședință despre care vorbeați dumneavoastră puțin mai devreme, domnule prefect, există posibilitatea să se decidă evacuarea unui număr tot mai mare de oameni în funcție dacă situația o va impune? Dacă situația o va impune, vom evacua un număr mai mare de oameni. Momentan nu este cazul. Iar cei care au fost deja evacuați, unde vor fi duși, unde vor fi strămutați? Păi, mă gândesc că în cel mai scurt timp își pot găsi locul pe la vecini până în momentul în care punem la punct ceva dacă este cazul. Noi suntem optimiști că până la ora 16 scăpăm de acest val de apă suplimentară. Bun, vă mulțumim foarte mult, domnule prefect, pentru intervenție și pentru toate aceste informații pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Am discutat cu prefectul județului Timiș, domnul Mihai Ritivoiu.